Cunoaștem modelul de aici, de la Agriplanta din Germania. Știam că va fi o expoziție de succes. Ne-am bucurat să participăm încă de la prima ediție. DLG-ul cunoșteam foarte bine, încă de la din Germania, încă de la trecut de la Hanovra, de la Agritehnica. Noi participăm în general, Bisoștratenecăr participă la târgul de la Agritehnica, de la Hanovra. Ne bucurăm foarte tare, ne bucurăm cu atât mai mult, chiar a ieșit o expoziție foarte frumoasă. Este o idee foarte bună și bine că se întâmplă și la noi, după ceva mai bine de 20 de ani, să avem o expoziție de nivel european. Noi ne-am prezentat aici cu toată dragostea, avem și un motiv în plus. Bisoștratenecăr face 75 de ani anul ăsta, o bogată experiență în sprijinul fermierilor din Europa. Bisoștratenecăr este producător de utilaje agricole, producem headerele pe care le avem în spate, culegătoarele de porumb, extensiile de rapiță, suntem lider mondial pe extensiile de rapiță. Și în colaborare cu New Holland avem un concern pe toată Europa centrală și de est pe tractoare și combine New Holland. Suntem prezenți aici cu câteva din utilajele noastre. Avem două combine, avem trei tractoare mari, un combinator, avem o semănătoare foarte mare, Great Plains. O să vă așteptăm la Drașna în toamnă, probabil. Vom avea o mare deschidere. Este o inițiativă cu atât mai interesantă și cu atât mai surprinzătoare, poate, pentru România. E o investiție de peste 5 milioane de euro, pornită la începutul crizei, finalizată pe sfârșit de criză, așa încât e o investiție absolut interesantă. Este cea mai mare investiție din piața de profil din România. Vă invităm să vedeți acolo. Avem piese de schimb pentru toată gama de utilaje agricole, nu numai pentru New Holland și mărcile pe care le producem noi. Este un depozit pe 6 nivele cu peste 7.000 de repere pe stoc. Puncte de lucru la Roșiori, în Constanța, la Piatra Neamț. Suntem în plină dezvoltare, suntem hotărâți să participăm la Agriplanta în fiecare an. Vom avea, cu siguranță, după deschiderea din toamnă, vom fi mult mai prezenți în piață. Ne bucurăm, fermierii sunt alături de noi întotdeauna în toate punctele de lucru și cu atât mai mult la Drajna. Echipa de service e un punct important, trebuie să-l spunem. În piața din România există o problemă cu service-ul. Noi reușim să diagnosticăm în 24 de ore, indiferent de unde se află fermierul. După diagnosticare, încă 24 de ore putem rezolva problemele. Suntem pregătiți cu o flotă de mașini de intervenție, cu peste 50 de specialiști. Noi spunem că putem rezolva foarte bine problemele lor. Fermierii care au venit la Agriplanta, la standul nostru, se împart în două mari categorii. Majoritatea ne cunosc. Și a fost o întâlnire de prietenie, am băut împreună o cafea, am reușit să deschidem noi posibilități de contracte. Sunt niște proiecte FADR în derulare și abia am reușit să le continuăm un piculeț. Și cea de-a doua categorie, cei noi, care au fost surprinși un piculeț de standul nostru, cei care nu au auzit și au fost cu atât mai plăcut impresionați aflând de sediul de la Drajna. Apropo de FADR, trebuie să spunem că putem acoperi toată gama de finanțare, de la finanțare proprie BISO, pe facturare externă, pe intracomunitar. Sigur, oferim consultanță pentru proiecte FADR și putem acoperi leasing sau credit agricol, așa cum își doresc fermierii. Deci putem acoperi în mod normal toată gama de finanțare.